Salut, sunt Tiberiu de la cel.ro și azi avem meniu partea a doua a circuitului Valea Rea Moldoveanu. Și anume, începând de la vârful Viștea Mare până am ajuns înapoi în Valea Rea, adică de la kilometrul 6 până la kilometrul 14. Dacă nu ați văzut prima parte, e link în descriere și în card. În principal, bucata rămasă din traseu nu este foarte dificilă sau periculoasă. Totuși, între Viștea și Moldoveanu e o porțiune mică, adică are cam 3-4 metri, numită Spintecătura Moldoveanu sau Viștei, depinde pe cine întrebați. Am citit că unora le e frică de bucata aia pentru că e cam hăun jos. Eu cred că încă nu mă trezisem prea bine de nu mi-aduc aminte să mă fi marcat emoțional și nici nu am auzit să fie alunecat careva pe acolo. Și cred că au trecut mii de oameni prin porțiunea aia. Nu am filmat-o cu GoPro-ul, dar o puteți vedea în filmarea cu drona. Trebuie să ținem totuși cont că acest traseu nu este către canionul 7 scări și nici prin cheile zănoagei. Necesită să ai ceva condiție fizică și să nu ai rău de înălțime. De asemenea, când citiți pe un blog despre un traseu, e bine să țineți cont că este o părere subiectivă și este influențată în mare măsură de condiția fizică și de experiența celui care povestește. După Moldoveanu, până după lacul Galbena, e ca și cum te-ai plimba prin Herăstrău. Totuși, dacă ți se pare prea domol, poți merge pe marginea crestei. Coborârea după lacul Galbena, unora, o să li se pară poate un pic cam abruptă. Dar reveni la ce am spus mai sus, nu este un traseu pentru cei care nu fac deloc mișcare. De reținut că pe Google Maps, vârful Galbena apare a fi localizat undeva mai la sud față de marcajul din teren, adică mai aproape de vârful Scărișoara. Dacă traseul ți se pare prea scurt, poți continua să mergi pe creastă până la vârful Scărișoara Mare și dacă ești și mai ambițios și simți că 14 km sunt prea puțin pentru tine, poți coborâ pe Valea Pojarnei, dar cred că asta ar implica în plus încă vreo 12 km. Acum nu știu cum au numit ei locurile astea după culori, pentru că vârful roșu nu mi s-a părut că e deloc roșu și nici lacul Galbena prea galben. Din contră, era verde albăstrui. Ca și echipament minim pentru acest traseu, aveți nevoie în primul rând de un telefon cu care să vă faceți selfie când ajungeți sus pe vârf, de minim unul și maxim două bețe de drumeție, de jumătate de litru de apă și de o ciocolată. De menționate că sus la poze este cu bon de ordine, așa că trebuie să vă înarmați cu răbdare. De asemenea, timpul pentru fiecare ședință foto este limitat. Mai sunt și alții la coadă, așa că e bine să verificați înainte dacă vă stă bine părul și să faceți înainte și niște repetiții pentru a nu fi nevoie chiar de 100 de poze pentru a obține poza ideală. O să fie o ședință foto cu spectator, deci fiți dezinvolți și fără inhibiții dacă vreți să iasă ce trebuie. Dar să lăsăm gluma și să trecem la chestii mai serioase. Vă spusesem în prima parte că pentru a putea face mai ușor trasee și a te bucura cât mai mult de peisaj, e bine să iei cu tine doar strictul necesar. Dacă pe traseu sunt izvoare, e lipsit de sens să cari multă apă cu tine. Fiecare gram pe care îl cari contează. Deci documentează-te înainte să pleci dacă e apă sau nu pe traseu și cam la ce distanță. Pe acest traseu găsești apă atât în căldarea de la Moldoveanu, cât și în cea de la Galbena. Deci la kilometrul 4 și la kilometrul 10. Deci nu are niciun sens să iei mai mult de jumătate de litru cu tine. Eu am început să car chiar mai puțin de jumătate de litru și sunt trasee pe care le-am făcut fără să car apă deloc. Cred că am băut apă din aproape toate râurile și izvoarele care mi-au ieșit în cale și până acum nu am pățit niciodată nimic. Dar sunt și bidoane cu filtrare sau pastile de purificare a apei dacă ești mai sensibil. Am citit că sunt care cară și câte 2-3 litri de apă. Acum cred că fiecare trebuie să testeze și să vadă ce funcționează mai bine pentru el, pentru că nevoia de a bea apă ține de mai mulți factori. Am totuși următoarele observații. Căratul în greutăți mai mari te face să depui un efort mai mare, deci implicit să vrei să bei mai multă apă. Toată lumea știe că după ce mănânci, devii leneș. Apa, chiar dacă nu este un aliment, digerarea ei implică aceleași procese biologice. Deci cu cât bei mai multă apă, cu atât vei fi mai leșinat. Iar ca să compensezi lenea asta, va trebui să depui mai mult efort, deci implicit să vrei să bei mai multă apă. E un cerc vicios. Wim Hof a alergat 42 de km în deșert fără să bea apă și n-a murit. Deci eu cred că cantitatea de apă necesară ține mai mult de credințe și obișnuință și mai puțin de nevoi fiziologice. Dar gata cu vorbăria, vom mai povesti și în clipurile următoare despre cum să faci succes pe munte, astfel încât să te poți bucura cât mai mult de traseul ales. Vă las mai departe cu clipul, iar dacă vă place ce fac și vreți să vedeți cât mai des postări pe canal, știți lecția.
Fiecare clip postat implică o grămadă de timp și muncă, așa că abonați-vă, dați un like și un share și eventual cumpărați ceva de pe cel.ro. Până data viitoare, să auzim numai de bine!